În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preiuiții mei, îi mulțumesc din suflet în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Ioachim, că este împreună cu noi la această slujire eucharistică și misionară, și sunt atât de emoționat pentru slujirile pe care le-am sfârșit în aceste zile în mijlocul frăților voastre, în aceste ținuturi binecuvântate ale Bacăului, care se încununează cu această slujire cu totul deosebită. Iată, v-ați pregătit și sufletul, v-ați pregătit și casa, ați împodobit atât de frumos împrejurimile acestei biserici, care îmbracă haina sfințirii acum, așezând scoarțele, coverturile tradiționale, aici la intrarea în Sfântul Lăcaș. Să țineți aceste tradiții binecuvântate, să le păstrați cu sfințenie, fiindcă toate acestea sunt rânduite cu noi, mă, de strămoșii strămoșilor noștri. Avem această datorie de a le păstra și de a le, de a le transmite urmașilor noștri. Preiubiții mei, acum, iată, la Dumnezească liturgie s-a citit Evanghelia despre Pescuirea minunată. Mântuitorul Iisus Hristos a transformat corabia lui Simon Petru în amvonul propovăduirii Evangheliei Mântuirii. De altfel, corabia simbolizează biserica. Mântuitorul Iisus Hristos de mai multe ori l-a întărit pe verhovnicul apostolilor în corabie sau în preajma corabiei sale. Acum, iată, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a propovăduit Evanghelia mulțimilor adunate pe țărmul lacului Genizaret, din corabia lui Simon Petru, l-a rugat pe acesta ca să îndepărteze corabia de țăr, să o mâne la adânc și să pescuiască cu mrejele pe care le spălaseră, deoarece toată noaptea se osteniseră și nu au prins nimic. Iar Petru a ascultat de învățătorul său și a aruncat corabia care s-a umplut în chip, a, umplut, a aruncat din, din corabia sa, care s-a umplut în chip minunat de pești, încât era gata să se rupă și mai era o corabie la țărmul lacului Genizaret și i-a rugat pe confrații săi, pe fiul lui Zevedeu, pe apostolii Ioan și Iacob să-l ajute și a venit și cealaltă corabie în ajutor și amândouă corabile s-au umplut de pești pescuiți atunci la porunca Mântuitorului Iisus Hristos. Iar Petru, care s-a îndoit, s-a închinat cu mirință înaintea Domnului, spunându-i, ieși de la mine, du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. De asemenea, și ceilalți ucenici s-au înfricoșat. Însă Domnul i-a spus: Petru, nu te descuraja, Petre, fiindcă de acum înainte vei fi pescar de oameni. Mai sunt două pericope evangelice care îl înfățișează pe Petru în preajma Corabiei și în Corabie. Următoarea pericopă evanghelic este relatată tot de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul 14. După mulțirea pâinilor și peștilor în pustie, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a retras în pustie, în singurătate, ca să se roage. Și ucenicii au navigat cu corabia pe durata nopții pe Marea Galilei, care a fost cuprinsă de furtună. Iar la miezul nopții, la a patra strajă din noapte, s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos, care a sfidat legile gravitației și mergea pe valurile învolburate ale mării, cuprinse de furtună, iar ucenicii s-au înspăimântat, crezând că este o nălucă, este o fantomă. Iar Petru, care era foarte curajos, a îndrăznit ucenicii au început să strige, înfricoșați, însă Petru a cerut Mântuitorului Iisus Hristos să meargă și el pe valurile mării învolburate. Și Domnul i-a spus, vino! Și Petru s-a coborât din corabie și mergea și el pe mare ca pe uscat. Însă la un moment dat s-a poticnit, s-a îndoit. Și a luat privirea de la țintă, de la Mântuitorul Iisus Hristos și a început să se cufunde încât era gata să se nece. Iar atunci a avut curajul, a avut tăria, a avut credința să strige către Domnul, scapă-mă, Doamne! Și a întins mâinile către El. Ca ultima lui speranță de salvare, de mântuire. Și Domnul l-a prins de mână, l-a ridicat și l-a dojenit cu blundețe, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Iar a treia pericopă evanghelică este relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în ultimul capitol al Evangheliei sale, după înviere, Mântuitorul Iisus Hristos îi aștepta pe ucenici, pe țărmul Mării Galilei sau a Mării Tiberiadei sau a lacului Genizaret, cum mi se mai spune acestei mări. Și era după înviere, Domnul. Iar ucenicii, văzându-l de departe, l-au recunoscut că este el. De asemenea, se osteniseră toată noaptea să pescuiască și n-au reușit să prindă niciun pește. Și Domnul le-a spus, aruncați mriaja de-a dreapta corăbiei și s-a umplut mriaja de mulțimea peștilor. Spune Sfântul Evanghelist Ioan că peste 100 de pești, 150 și ceva de pești au, au, prins atunci când Domnul le-a poruncit ca să arunce mriaja și să pescuiască. Iar Petru, cuprins de dor față de învățătorul de care se lepădase, înainte de răstignirea sa, s-a aruncat în apă și a înfășurat trupul și s-a aruncat în apă, deși corabia nu era departe de țărm și urma să ajungă repede pe țărm, însă el cu dor nespus s-a aruncat în apă ca să-l întâlnească pe bunul său mântuitor. Și atunci Petru a fost iertat pentru păcatul lepădării sale de Mântuitorului Mântuitorul Iisus Hristos. Arătându-ne astfel, Domnul, că orice păcat poate fi iertat dacă noi cerem iertare cu lacrimi de pocăință. Nu există păcat pe care să-l săvârșească omul, pe care să nu-l ierte Dumnezeu. Dacă îi cerem iertare cu lacrimi de pocăință. Și Petru nu doar că a fost iertat, ci a fost repus în treapta apostoliei. Dacă Iuda s-ar fi pocăit, asemenea lui Petru, și acesta ar fi fost iertat și ar fi fost un mare model de pocăință pentru toți cei care suntem în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Însă Iuda s-a descurajat, a desnădăjduit și în cele din urmă s-a sinucis, s-a spânzurat, dându-și sufletul în mâinile diavolului. De aceea Domnul avea să spună, mai bine era pentru omul acesta dacă nu s-ar fi născut, fiindcă ce îi folosește omului dacă ar câștiga lumea întreagă și își pierde sufletul, își pierde mântuirea. Așadar, Petru și-a plâns păcatul lepădării de Hristos cu lacrimi de pocăință. Atunci suntem adevărați, iubite frate și iubite sore, când ne plângem păcatele cu lacrimi de pocăință asemenea lui Petru. Și Domnul l-a întrebat dacă îl iubește. L-a întrebat fiindcă era nevoie de această mărturisire publică pe care și noi o săvârșim în taina spovedaniei când, ne, când cerem iertare și do, ne arătăm și dovedim iubirea față de Hristos, Mântuitorul nostru. Și de trei ori l-a întrebat, mă iubești tu pe mine? Și i-a spus Petru, da, Doamne, știi că te iubesc. Paște, mielușeii mei, iarăși l-a întrebat, mă iubești? Da, Doamne, păstorește uile mele. Și a treia oară cumva s-a mâhnit Petru, fiindcă îl iubea, sincer pe Hristos. Doamne, Tu știi toate, știi că Te iubesc. Și a treia oară i-a spus, păstorește oile mele. Dacă de trei ori s-a lepădat Petru, de trei ori trebuia să dovedească iubirea sa deplină plină față de Mântuitorul Hristos. Preiubiții mei, v-am relatat aceste trei pericope evanghelice despre Apostolul Petru și corabia de pe Marea Galilei. Această corabie, așa cum v-am spus, simbolizează însăși corabia Bisericii. Prebiții mei, și acum Marea Lumii este învolburată. Valuri mari lovesc în corabia Bisericii. Însă noi nu trebuie să ne descurajăm, fiindcă la cârmă este însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Un vapor urma să se scufunde pe ocean. Toți pasagerii priveau înfricoșați în fața morții, fiindcă valurile loviau cu putere în acest vapor și Pasagerii credeau că nu mai au nicio șansă de a scăpa cu viață. Numai o fetiță era foarte liniștită, cu ochii limpezi, privea la cer și se ruga, în timp ce toți ceilalți erau răvășiți, erau tulburați, erau înfricoșați în fața morții. Și la un moment dat un pasager îi spune fetiței, draga mea, de ce ești așa de liniștită? Nu vezi că murim cu toții aici? Însă fetița cu și mai multă liniște, i-a spus: Eu sunt foarte liniștită, fiindcă la cârmă se află tăticul. Era fetisa capitanului de vas. Așa și noi, iubite frate și iubite soră, suntem liniștiți și plini de nădejde, fiindcă la cârma bisericii se află. Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se află Tatăl nostru cel ceresc. Se află cel care este pacea și bucuria și mântuirea sufletelor noastre, care ne ajută să ieșim la limanul cel nevivorat. Așadar, să nu ne descurajăm, iubite frate și iubite soră, să fim limpezi la suflet, să fim mai treji, să fim mai veghetori și mai plini de curaj și nădejde, fiindcă Hristos este curajul nostru. Preiubiții mei, ieri dimineață am săvârșit cu binecuvântarea în al Părinte Arhiepiscop Ioachim liturgia cu pomenirea celor adormiți în localitatea Gloduri din comuna Izvorul Bereheciului. Și acolo am întâlnit o mamă cu zece copii. Pentru soțul ei am săvârșit pomenirea. Unul dintre fii, dintre cei zece copii, este chiar slujitor al altarului. Și am oferit acestei mame buchetul de flori pe care l-am primit la întâmpinare, la biserică. I Aseară am săvârșit. Sfințirea așezământului social filantropic în comuna Sf Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, din aceste locuri. Și tot așa mi s-a oferit un buchet de flori care simbolizează florile miresmate ale bisericii, ale grădinii Maicii Domnului, care sunteți dumneavoastră. Și doream să-l ofer unei mame care de asemenea are mulți copii. Și am întrebat în mulțime, este vreo mamă care are cel puțin 10 copilași aici și nu s-a găsit decât mai multe mame care aveau patru copii. Însă o bătrânică mi-a spus, preasfințite, eu am cinci copii, le-a devansat pe celelalte, n-avea zece, avea doar cinci. De aceea, eu întotdeauna obișnuiesc ca buchetul pe care îl primesc la întâmpinare să-l ofer unei mame eroine. Și acum vreau să vă întreb, între multele ma bunici și mame, care sunteți aici, dacă este vreo mamă care are 10 copii. Nu știu dacă este, este vreuna, dacă este să ridice mâna sus. O mamă cu 9, cu 7, cu 8, câți copii aveți? Câți? Cine este mama cu 9 copii? Să vin aici, să ofer buchetul de flori, buchetul recunoștinței mele pentru ace această mamă, vin eu la dumneavoastră, cobor, să vă fie mai ușor, așa, cum vă numiți? Să fiți binecuvântată și să transmiteți binecuvântarea mea și copiilor dumneavoastră. Și ne ca și fetele, aveți și fete. Și fetele și nurorile să vă urmeze pe această cale. Și dumneavoastră câți copii aveți? Tot nouă. O, păi mai am un buchet de flori. Am mai primit un buchet de flori. Nu, nu. L-am de la doamna preoteasă. Unde este buchetul de la doamna preoteasă? Unde este? A, așa, buchetul de la doamna preoteasă îl ofer celelalte mame. Haideți, haideți așa. Acesta este de la domnul primar și acesta l-am primit la întâmpinare de la doamna preoteasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze mamelor bune și Dumnezeu să vă dăruiască un colțișor de rai dumneavoastră și urmașilor urmașilor dumneavoastră. Fiți binecuvântați cu toții! Pomeniți-l și pe episcopul Macarie în rugăciunile voastre. Amin.